13 iulie 2024 și am venit la un stup care, surprinzător, este foarte, foarte, foarte bun. La această dată culege foarte bine nectar și am depus câteva rame goale la el, fiindcă în urmă cu vreo 5 zile, când l-am reorganizat pentru cules, avea problema următoare, că era foarte, foarte, foarte multă miere. Și acum știu că n-aveam rame, am făcut rost de niște rame și am venit să îi le dau. Așa. Un lucru interesant este că turtița o papă, așa cum am gândit eu, cam 100 de grame la 2 săptămâni. O să le dau un pic cu fum. Aici mai încap încă 3 rame, atâtea mai am eu disponibile. Și să văd ce au făcut în astea 5 zile. Foarte mult propolis. Sunt un pic agitate, dăm cu fum, nu e nicio problemă. Fiți curios cam câtă miere are el băgată. În astea 5 zile încă nu-i scot miere, doar îi adaug grame goale, fiindcă am loc aici. Ia să le îndepărtăm un pic. Să îndepărtez eu culoarea neagră. Gata, am rezolvat. Atacau microfonul. Nu le place microfonul. E negru. Asta este. Și acum s-a rezolvat treaba. Acum văd că s-au liniștit. Bun, deci este un stup care aduce foarte, foarte mult nectar. I-am pus o ramă la construit și eram mai mult curios dacă construiește. Miere este cât cuprinde. Avem miere. Iată, avem miere. Așteptăm să căpăcească. O să dureze o săptămână până totul e gata de extras. Atât a mai rămas din 100 de grame de turtă, o bucățică mică, las deoparte. Acum 5 zile am pus o foaie, că nu mai aveam rame goale să-i dau. Fiți curios ce au făcut. Acum era ideal să am eu foi la construit, dar nu am.
Nu am, asta e. În schimb, miere, cât cuprinde avem la miere? Lăsăm la maturat în stup. Să vă arăt foaia. Eu i-am dat, nu știu acum dacă bagă miere în ea, nu bagă, habar n-am, nu bagă miere. De construit, a construit-o frumos. A început să și bage miere în ea, o să umple cu nectar și pe aceasta. Deci o foaie dată. Bun, eu această foaie o dau în capăt aici. Și la mijloc o să umplu cu rame date la centrifugă. Bun, iată, albina este. Este și puiet. Avem puiet foarte, foarte mult pentru perioada asta, adică am acest puiet. Nu mai zic, deci de miere, miere băgată, este. Este, iată ce frumusețe de ramă și cum stă albina pe ea, da? Deci lucrează albinuțele. E singurul stup unde trebuie să mai aduc rame goale. O să am aici de extras vreo 6-7 rame cu miere. Iată, mai este loc în ramele date data trecută. Am venit și am dat 7 rame. Asta e ramă dată acum, câteva zile, și este umplută cu nectar, iată ce frumos, așa, ramă galbenă, se vede foarte, foarte bine. Hai să aduc ramele goale, acum am văzut că e de văzut, culesul merge, nu-i problema, albina pare destul de sănătoasă. Nu pare afectată de cules, dar se poate schimba situația în 2 săptămâni. Să aduc cele ramele goale. Aduc ramele și le introduc. Aici am niște apă cu oțet. Albina se retrage foarte bine la apa cu oțet, spre cum se vede. Bun, punem ramele goale. Cum am făcut oțetul, l-am făcut cu 20%, adică nu-i 20%, la 200 de mililitri de oțet am pus 1 litru de apă. Cam așa, iată ce fain s-a retras albina de la oțet, e cel mai bun repelent. În caz că aveți furtișag, oțetul e sfânt, să vă pregătiți sticla cu oțet de acum. Bun, se și evaporă, nu-i problemă. Îi pun folie, nu-i pun pe toată suprafața, nectarul ăsta e ok, e în regulă. Deci treaba e bună deocamdată, așteptăm să treacă timpul,
În 2 săptămâni așa o să... O să fie numai bună de extras în miere. Nu acesta va fi primul. Acesta face parte din ultima serie. Bun, deci ce am văzut astăzi, apă cu oțet, e șmecherie cu ea. Turtița o mănânc, acolo o lingură de turtiță. Nu trebuie foarte mult. Are un pic de stimulare și de a, cum să zic eu, de a alterna polenul, să nu fie doar de floarea soarelui, ci să mai fie și altă proteină în stup. Bun, până data viitoare, numai bine!